Despre comunitatea de evrei din orașul Dragomireș, județul Maramureș. În anul 1746, în Dragomireș trăia o singură familie de evrei. Aceasta se ocupa cu fiertul țuicii. Cu timpul, numărul evreilor din Dragomireș a crescut constant. În anul 1880 trăiau 325 de evrei aici, iar în anul 1941, 684 de persoane s-au declarat evrei. La sfârșitul secolului XVIII, comunitatea și-a construit o sinagogă, casă de rugăciuni și o baie rituală. Localitatea avea heider și yeshiva. Primul rabin a fost ales în anul 1880 în persoana lui Moze Stern. Rabinii comunității au mai fost Menachem Mendel Sapira și Moshe Israel Feldman. Acesta din urmă a fost ucis în Auschwitz. Majoritatea evreilor din Dragomireș se ocupau cu agricultura, silvicultura, mici afaceri locale și mai multe distilerii de alcool. În anul 1944 este sfârșitul acestei comunități. În data de 15 aprilie, în localitate, jandarmeria maghiară, aflată sub ocupație nazistă, înființează un ghetou. Aici sunt adunați circa 2000 de evrei din ocolul Dragomirești. Condițiile au fost crunte. Evreii au fost bătuți și de jandarmi și de localnici, fiecare dintre aceștia căutând aurul ascuns. În 19 mai, toți evreii din ghetou au fost trimiși la vișeu de sus, unii cu căruțe, alții pe jos peste munți. Cei care nu puteau ține pasul au fost împușcați pe loc și înhumați în pădure. În ziua în care au ajuns în gara din vișeu de sus, au fost urcați în tren și au fost trimiși spre moarte sigură în Auschwitz. Majoritatea evreilor din Dragomirești au fost uciși în camerele de gazare imediat după ce au ajuns în lagărul de exterminare. După război s-au mai întors aproximativ 50 de supraviețuitori, dar în decurs de câțiva ani au emigrat cu toții. Astăzi, în orașul Dragomirești, nu mai trăiesc evrei.